În urmă cu o lună a început o campanie electorală ce se anunța diferită și strânsă. Ieri, oamenii au decis viitorul județului pentru următorii 4 ani. De altfel, la ieșirea de la urne și președintele PSD Olt a declarat că a votat pentru continuarea investițiilor demarate. Am votat astăzi pentru o echipă puternică și unită, capabilă să continue proiectele pe care le-am început în urmă cu 8 ani de zile. Se pare că același gând l-a avut și majoritatea oltenilor care au ieșit ieri la vot. Așa se face că în acest moment, conform rezultatelor parțiale, Marius Oprescu a câștigat un nou mandat de președinte al CJ Olt. Peste 120.000 de olteni au acordat votul de încredere social-democratului din cei 211.877 de votanți. În acest moment, potrivit rezultatelor parțiale, candidatul la CJ al PSD se clasează pe primul loc la o diferență covârșitoare de restul candidaților. Ne-a fost mai ușor decât în alte tăți pentru că am venit în fața oamenilor cu investiții clare pe care le-am făcut, cu obiective clare pentru mandatul următor, iar acest lucru s-a văzut și la urne. Am câștigat cele două municipii și am câștigat orașele Balș, Corabia, Podcoava, Piatra Olt. Din păcate avem și orașe pe care le-am pierdut, Drăgănești și Scorniceștiul le-am pierdut, dar așa este în viață, localități pe care le câștigi, localități pe care le pierzi, totul trebuie privit cu optimism. Și la Slatina, oamenii au ales să continue alături de actualul edil. Așa se face că Emil Moț a recâștigat primăria Slatina. El s-a impus în fața contracandidaților săi, reușind să câștige în toate cele 48 de secții de vot. A fost o zi grea, dar au fost 4 ani de muncă pe care împreună i-am dus și ăsta este rezultatul. Vă mulțumesc din suflet și vor urma încă 4 ani de muncă. În acest moment, PSD a reușit să câștige peste 90 de primării din cele 112.